Cele câteva familii din Sălaj care au depus cereri de adopție pentru a beneficia de locuința anele riscă să fie evacuate, a declarat astăzi primarul Zalăului, Radu Căpâlnășiu. Soarta chiriașilor se va tranșa însă în instanță. Tribunalul Sălaj nu s-a grăbit să dea o hotărâre în procesul care trebuie să lămurească modul în care s-a făcut repartiția aneleurilor. Cauza s-a amânat deja de o soluție în acest dosar s-ar putea pronunța chiar săptămâna aceasta. Următorul termen al procesului va fi 16 martie. A fost al patrulea termen de judecat în dosarul în care Prefectura Sălaj a acționat în instanță primăria Zalău pentru a se stabili dacă locuințele sociale s-au distribuit corect, iar părțile din dosar nu mai vor alte amânări ce așteaptă o soluție. Procesul a pornit după ce Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a sesizat faptul că la sediul instituției s-au depus în ultimii doi ani câteva cereri de adopție suspecte. Titularii n-ar fi urmărit nici de cumbinele copiilor, ci să obțină un punctaj cât mai bun în vederea repartiției locuințelor anelene. Însă, după ce s-au văzut cu un acoperiș de sub capului nu au mai făcut niciun demers pentru a-și mări familiile. Conform celor declarate de către Radu și edilul municipiului Zalău, dacă instanța va hotărâ în favoarea prefecturii, chiriașii vor fi evacuați. Mă gândesc totuși că uh, acțiunea noastră a fost depusă anul trecut în octombrie și uitați, de aproape un jumătate de an se tot amână, se tot amână și mă întreb până când. Eu am încredere în justiție și sper că la următorul termen din data de 16 martie, într-adevăr, să se judece. Rămâne de văzut dacă dorința subprefectului se va împlini, ori dacă magistrații Tribunalului Sălaș vor decide că este necesară o cercetare judecătorească mai amănunțită.